Salutare și bine m-am găsit la League of Legends Show-ul. Emisiunea cu probabil cel mai greu nume de pronunțat din istorie și conform statisticilor, putem spune cu mândrie că este prima și cea mai tare emisiune de tip quiz prezentată de mine. Să vă explic pe scurt formatul emisiunii. Avem 2 invitați, 3 meciuri de 1 vs 1 cu mine și 3 întrebări pentru fiecare invitat. Dacă aceștia reușesc să mă înfrângă la meciurile de 1 vs 1, dar să fim serioși puțin probabil, o să câștige câte o variantă ajutătoare la întrebările ce urmează, în funcție de câte win-uri au făcut. 1 win, o variantă ajutătoare, 2 win-uri, 2 variante ajutătoare, 3 win-uri, 3 variante ajutătoare. Și ca să se califice în marea finală, trebuie să-mi răspundă corect la 2 din cele 3 întrebări. A, da, și foarte important, la final avem și un concurs, așa că nu dați skip la final să vedeți concursul. Rămâneți pe toată durata videoclipului și simțiți-vă bine. Haideți să trecem la primul invitat de astăzi. Adriana este o streameriță, o prietenă, o viitoare contabilă, dacă ne luăm după facultatea pe care o studiază și pe care a terminat-o, cred, nu mai știu sigur care e treaba. Dar să fim serioși, cred că o să rămână la streaming. E mult mai fain decât contabilitate. Nu-i așa, Adriana? Bă, chiar da. Adri Vombe, sub numele ei de streameriță, și astăzi o să o distrugem la 3 meciuri de 1 vs 1, după care nu o să știe niciun răspuns la întrebările foarte grele, atent selecționate de mine. Ești gata, mă, Adriana, mă? Nici nu te las să zici. Nu te las să zici nimic, că s-o gazdă de aia. De vorbesc numai eu și trecem la treabă. Vrei să zici? Hai, te las, dacă vrei. Bă, să da, zici. Mă sperii. Hai să intrăm amândoi în League of Legends să jucăm acele 3 meciuri. Hai să vedem dacă o să primești vreo variantă ajutătoare. O să ai nevoie, crede-mă, sunt întrebări foarte grele. Nu știu de ce, am emoții mai mari decât aveam în sesiune. Serios? Păi acolo cred că mă mai descurcam. Mă poate de cât de greu poate să fie? Sunt întrebări puse de tine, cât de greu poate să fie? Bă, ai rămâne surprinsă, las că vezi. Hai să nu ne gândim la viitor, să trăim în prezent. Și uite, pentru că sunt un băiat de treabă și drăguț, am să te las să alegi tu campionul care să jucăm prima oară. Deci poți să-ți iei main-ul cu cine știi să joci cel mai bine, ca să ai o mică șansă de a mă bate. O, doamne. Ce nume e ăsta? La cel mai meu? Da, foarte mișto. Poate ai nivel mai mare decât mie, cum e posibil? Poți să dai play, Adriana. Da, să joc cu mine, s-ar putea să am emoții și să nu joc bine oricum. Păi joacă ceva ce știi sigur că o să câștigi la 1v1. Malzahar? Malzahar? Vrei Malzahar? Da. Adriana, da. Sunt fost main Malzahar, ești sigură de alegere? Ah, nu te cred. Da, nici ai zice asta cred. Probabil orice campion ar zice. Okay. Da, ok. Malzahar to be. Dă-te că vin, ai grijă. Da, nu mi-e frică. Da, nu știu ce fac astea. Cred. Dar ce, nu-i bună runa aia, bă, Adriană, ce naiba faci cu Dark Harvest? Am încredere în mine. Ah, ok. Bă, da, plec de aici. Bă, da, tu chiar ești fost main. Da. Ce crezi că eu am mințit? Mă, dar așa, luptă de asta, așa la sânge. Bă, da. Din primele secunde. Hai de cap, bă. Bă, tu încă mai ai bariera. E ok. N-ai de unde să știi, poate nu am. Ai avantajul că eu am lumini care îmi sparg fața și nu pot să mă concentrez bine. Da. Sau, teoretic joc cu ochii închiși. Ok, above that. Oh, come on, cât de greu poate să fie. Vino încoace. Stai un pic, am niște treabă. Ok, mă bați la farm. A, poți să faci la farm? Nu, bă, ce? Ok, ok. E ok. Mai ai 2. Încă se poate. Bă, ai fost foarte aproape, să știm. Așteptăm să-mi ruleze. Nu, găsăm. Nu, mai povestim. Cum-ți mai e viața? Grea, mă, Adriana, mă. Încărca... Ioi, gata, uite. O să alegi tu campionul? Nu, totul. Tot da, eu. Te las tot pe tine, că prea te-am bătut. Bă, vrei să ne jucăm ești real? M-am jucat de 3 ori în viață. Ar fi păi, dar nu știu dacă e o alegere bună pentru tine, că aici, fără glumă, chiar ești am main? Jucat nu-s chiar main. Sunt bun. Cred că am și skin frumos. Probabil da. Și eu am skin frumos. Poate l-avem pe același skin frumos. Runda numărul 2. Nii, mă, că avem același skin. Na, de ce? Dar nu-i bine că am dat pe... Nii pe ce am dat. Mă, tu ai dat. Eu stai că tu ai dat, nu i-am dat. Adriana. Cum vrei, mi-e indiferent. Hai să-l continuăm. Trebuie de runde. Ce divizie ești pe Valorant? Pe Valorant? Uh-huh. Silver 2. Bă, dar tu chiar m-ai nimerit. Bă, n-avem voie cu recall-uri. Bă, Adriana. Wow, uita că am dat. Bă, Adriana. Bă, și ceva, eu n-am nevoie de variante ajutătoare, că am pricep prea bine la jocul ăsta. O să ai nevoie, crede-mă. Bă, dar n-am nevoie. Tu joci orice vrei contra mine, soraca, sau dacă vrei tu să-mi alegi. Nu, mi-alegi tu campionul, ceva slab. Alegi tu ce vrei. Mă simt rost să aleg eu. Nu te simți. Bine, poți să joci. Yumi, let's go! Dar nu am pe Yumi. Bă, dar ce nu ai pe Yumi? Glumesc, mă, normal că am pe Yumi. Mă simt prost că am pierdut primele 2. Păi, dar nu, trebuie să te gândești și contra cui joci. Zira, dacă te bat, știi azi din filmarea. Știi azi din filmarea. Ați perfect de acord. Ia. Adriana, ce fa- Adriana, de ce te bat cu Yumi?
Adriana, ce se întâmplă? Adriana! Bă, dar asta, ți-a zis că e campion bun! Cred că asta ți-a fost moartea dacă ai încercat să... Adriana, o schimba, sau? Sau poate nu? Yeeey! No, ăsta-i momentul... Nu. Ok, yeah, nu te-am lăsat, să știi. Bine, Adriana, bravo, ai primit o variantă ajutătoare. O să ai variante de răspuns la o întrebare. Doamne. Ia două guri de apă, respira okay. Adânc și am să-ți livrez primele întrebări când îmi zici tu că ești gata. Ok, sunt gata. Prima întrebare, care se presupune că e cea mai ușoară dintre toate. Mm-hmm. Fără variantă de răspuns. Bine, dacă alegi, poți să ai variantă de răspuns. Ok, măcar una din trei. În ce mână îl ține Annie pe Tibbers? Nu ai voie să te uiți nicăieri. Gândește-te, uite-te doar în minte, în amintiri, când jucai tu cu Annie, când erai main Annie. Băi, culmea, a fost primul campion pe care l-am jucat. Îl ține într-o mână? Păi da, da. Ok. Cât de greu poate să fie, dacă aș avea un urs. Are numai două mâini, are numai două mâini, deci poți să alegi numai albă sau neagră, Adriana. Stai, în stânga. Răspuns final, stânga. Ok, stai să mă mai gândesc. Dacă eu aș face-o pe Annie și ar trebui să fac animația să plece din bază, i-aș pune ursul în mâna dreaptă ca să se vadă, nu? Da, asta aș face. Așa, dar nu tu ai făcut animația. Dar nu eu am făcut animația. Nu, stai, trebuie să mai gândesc o dată. Gândește-te. Ursul e în mână constant? Cum de nu l-am văzut? Dacă nu l-am văzut, înseamnă că trebuie să fie în stânga. Tu știi, eu n-am cum să te ajut. Ceva, primul meu răspuns a fost stânga, o să merg pe stânga. Okay. Să mergi pe stânga, asta răspuns este final, da. Stânga. Răspunsul tău a fost... Simți că la România au talent acum sau ceva? Mai rău de atât. Doar spune care a fost răspunsul. Răspunsul era stânga, Adriana, bravo. Bravo, ai nimerit-o. Wow. Mai trebuie să ghicești sau să știi încă o întrebare din următoarele două ca să te califici. Întrebarea numărul 2, care teoretic este mai ușoară decât întrebarea numărul 3. Cine este sora Catarinei? Catarina are o soră, da, știu. Stai. Sunt 4 perechi de frați. Așa? Cred. Da, și Catarina are o soră. Catarina are o soră. Are o soră, da. Și cred că e tot midlaner. Ok. Cred că e Casiopeia. Cred. Poate da, poate nu. Nu mai am altceva în minte, în afară de Casiopeia. Tu știi, Adriana, nu uita că ai și o variantă ajutătoare. Dar vezi că următoarea... Vreau să folosesc pentru ultima, pentru că pe astea le mai știam. Ok, ok, tu știi. Ok, o să merg pe Casiopeia. O să mergi pe Casiopeia? Nici mai mic, da, n-am nici mai mică altă idee. Te mai las o dată, dacă vrei să te răzgândești. Nu, lasă-mă că pui presiune pe mine. Bine, o să am să folosești varianta ajutătoare, Adriana. O să folosesc la ultima, cât de grea poate să fie. Păi da, nici mai contează că ai ghicit două întrebări. Bravo, măi, Adriana, era Casiopeia. Păi, sunt tare rău de tot. Și acum poate chiar te califici cu trei întrebări corecte, că mai ai ajutătoarea. Ești gata pentru, da, teoretic, cea mai grea întrebare de astăzi? Da, am varianta ajutătoare, e ok. Da. A cui mână este itemul Sterax Gauge? Este o mână a unui campion din LOL, acel item. A cui mână? Da, nu, dăm variante. Am ceva în cap, dar nu cred că e ok și... Nu, ok, dăm variante. Ok, îți dau variante. Avem Swain, Aatrox, Brand sau Ornn. Oh, Rând. Nu e nici mai întrebare între la care mă gândeam. Oh, dar la ce gândeai? Mă gândeam la Saiyan. Mă gândesc că ar fi Swain pentru că lui lipsește o mână. Adică nu îi lipsește o mână, are o mână care e, știi, diabolică. Da. Ok. Ar putea să fie, are sens, în capul meu are sens. Da, are sens, are sens. Da, da, are sens. Deci era Swain, Ornn nu cred că are cum să fie. No. Deci le eliminăm pe Ornn? Da, le elimin pe Ornn, nu, fără Ornn. Ok, mai ai Aatrox, okay. Swain și Brand. Brand? Da. Are cum să fie Brand, nu? Și Aatrox? Să fie Aatrox? Nu, 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 Swain are mai multă logică. Cred că e Swain? Da, o să merg pe Swain, are mai multă logică în capul meu. Bine. Păi să știi că doar în capul tău, în capul developerilor era Aatrox, Adriana. Serios? Dai de ce? Aatrox. Avem dovezi aici. Dar oricum este bine, Adriana, felicitări. Wow, e bine, 2 din 3. O să mulțumesc. Te contactez când o să fie semifinala, da? Nice, poate ajung și în finală. Abia aștept. Da, bine, Adriana. Hai că mă duc la următorul invitat. Este Aldi, următorul invitat. Vrei să-l saluți? Eu, bună, Aldi. Da, bine. Sper să nu te califici. Bine, mulțumesc. Bine, pa, Adriana. Pa, de cash. Ciao. Vezi că te-o salutat Adri. Și eu salut pe Adri, eu scump. Și eu zic că speră să nu te califici. Nicio șansă. Bun, al doilea invitat de astăzi, oameni buni, este Aldi. Pe numele lui adevărat, Adrian Sora. Am zis bine? Yes. Așa am văzut pe Instagram. Jucător de League of Legends la un nivel foarte înalt. Nu de alta, dar joacă de la etajul 8. Și de aia
Îți și glumesc câteodată, nu știu dacă ai auzit de mine. Este blockchain investor și blockchain developer. Nu știu ce înseamnă, dar am văzut pe Instagram și părea că sună foarte fancy. Adică crypto. Adică este crypto și investește timp chiar și în sală, din câte am văzut din pozele de pe Instagram. E adevărat, Aldi? Ești fit? Da. Ok, este chiar am bicep și mai. Ok, ok, joacă și bine LOL. Așa că să-l primim cu aplauze pe Aldi. Salut, Aldi! Salut! Ești pregătit? Îi dăm direct, nu stăm la discuții. Dacă vrei să discutăm, putem să discutăm, dar eu aș vrea să intrăm direct să ne batem, să ne duelăm. Yo, I'm a man of action. Haide. Perfect, let's go. Deci eu aleg primul? Da. O să aleg Terat. Cine? Terat. Băiatul cu fulgere. Xerat, mă. Da. Ha, ok. Curată alegere, dar bine. Hai să mergem cu Xerat să fie. Vrei să mă ajut să-mi fac runele? M-am și desfăcut la sacou, ai grijă că vin. Așa, o dăm periculos. Da, da, da. Poți să-ți dai tricou jos dacă vrei. Da, mă, dacă vrei. Sper că nu ești aici. Ești aici? Sper că nu ești tu aici. Am înțeles cum stă treaba. Să fie interesant. Ai. First blood. Wow. Stai că iau și eu puțin dacă nu te superi. Vai. Ok. Bă, trebuie să recunoaștem că a fost pe aproape. A fost mai close decât mă așteptam, holy. Următorul, stai că acum jucam cu campionul meu, n-ai nicio șansă. Surprinde-mă. Lee Sin. Nani? Vrei să jucăm și legați la ochi? Bă, Bogdare, ce-mi faci la ora asta? Sper că nu ești aici. Nu, eu încă mă gândesc ce iteme să-mi iau. Pleacă. O, pleca minionii fără mine, haide capul meu. Mai gândește-te. A, dar pe tu cred că ai făcut alegerea bună la iteme. O, da. Haide capul meu, dar... Am I dead? Ce s-a întâmplat? Automeda. It happened so fast. N-am înțeles nimic. Ai. Da, itemele chiar au făcut diferența aici. Bă, se da, simțea da. Pur și simplu că te distrug din item. Următorul match cu campion random. Sunt pregătit. Zi, număr de la 1 la 5. 5 direct. 5 direct? 1. Da. Am trecut peste Rakan, Garen, Galiot, 4 Oriana și 5. Rakan, nu pot să cred. O vine Rakan înapoi. Nu. Ai, de capul meu. Deci dacă ai skin... E unii, n-am skin pe nimeni, numai pe Lee Sin, era unicul meu skin. Păi baftă, măi, Aldi, mă! Chiar sper să nu mă bați match-ul ăsta, că n-am pregătit atâtea variante de răspuns. Prea tare mă bați. Deci, practic, E-ul nostru nu face nimic? A, ți-ai pus și tu punct pe E, că și eu mi-am pus. Da, hai, bun, măcar suntem doi. Măcar suntem doi. Nu te aștepte la asta, aia. Aoleu. Dar de ce tu dai mai mult? Tu ai hack-uri. O mai e o amoșin de iru. Nani? Asta a fost numai așa. Nani, mă. Nu, mă. Hai de cap. Au! Frumoase easy meciuri, mi-au plăcut mult. Bine, hai la întrebări, Aldi, măcar poate acolo te înving. Poate nu le știi pe alea. Să-mi zici când ești pregătit. Sunt foarte pregătit. Vezi că-s grele tare. Mi-am luat postură de intelectual. Am să-ți adresez prima întrebare, Aldi, care teoretic este cea mai ușoară, da? Ok. Câte secunde de cooldown are teleportul? Ești main madre top. Madre mia. Ar trebui să știi, Aldi. Și ce variante am? Tu ai 3 variante de răspuns pe care poți să le folosești. Dacă alegi acum una, o să-ți dau 4 variante de răspuns. Dacă nu știi nici după variante, o să eliminăm 2. Dacă nu știi nici după ce am eliminat 2, îți dau răspunsul, nu știu. Mamă, ce faci? Și o să main top. Păi deci de asta am și pus. Deci vrei să mă umilești acum? Da. Ok, păi zi-mi variantele. Ia, da. Avem în felul următor. La level 1, da? Fără da. Iteme, whatever. 390, 415, 420 sau 435. Care este răspunsul, Aldi? Răspuns final A, 390. 390, răspuns final? Da. Păi, dar nu cred că e bine. Nu e bine? Din câte știu eu, are 420. Hai să verificăm. 420 Blaze, 420. 420, tu 210. God
Damn it, man. Bun, Aldi, mai avem două întrebări. Mai ai două variante de răspuns. Deci, gata, nu o să mai dezamăgesc acum. Care a fost primul campion conceput din League of Legends? Că ei la început au apărut mai mulți, nu a apărut unul. Dar care a fost primul? Mamă, azi bine ce îmi faci. Și ar trebui să răspund la asta fără variante ajutătoare. Bă, nu cred că e atât de greu. Am nevoie de niște variante ajutătoare și aici. Avem A, Annie, B, Singed, 3, de fapt ce? Ryze și D, Samira. Ok, Samira clar nu e, fii atent. Ești sigur? Ești Samira. Sigur? Eliminăm Samira? Da, Samira clar nu e. Ok, eliminăm Samira. Și după ai zis Ryze, Annie și mai ce? Și Singed. Singed, da, Singed. Singed elimină și pe Singed. N-are cum să fie Singed. Acum, între Ryze și Annie. Da. E groasă, fii atent aici, e groasă rău de tot. E prea iconic Ryze ca să nu fie Ryze, da? Dacă e Annie. Repet, poți să mai folosești varianta ajutătoare. Păi dacă folosesc o variantă ajutătoare, te elimin două și o să elimin Samira și Sin și o să mă lași cu Ryze și Annie. Nu fac de astea, Doamne ferește, dar eu aici scopul meu este să te ajut. Da? Da. Bine, haide să folosim. Mai folosim două? Una. Da, da. Okay. Da, una. O să eliminăm atunci, eliminăm Ryze și Annie. Nu cred. Care este răspunsul atunci... Aldi? Singed. Răspuns final Singed? Da. Felicitări, ăsta era răspunsul, oh, bravo, wow! Singed, primul campion, vorbesc da, serios? El a fost primul first ever champion developed, bla 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 bla. Doamne, am transpirat tot. Ce era să fac? Aldi, vezi că mai ai o întrebare și n-ai variantă de răspuns. O să dau direct. Trebuie să o gândești logic, întrebarea nu e foarte grea, dar nici foarte ușoară. Nu o da direct. Bine. Și eu dacă nu răspund corect, o să fiu descalificat. O să fii descalificat, Aldi. Nu ne dorim nu asta. Nu accept așa ceva. Hai că poate eu știu, poate ai fost main sau ceva. Hai că-i dau. Cine este tatăl lui Kaisa? Kaisei. Are un tată. E campion și el în LOL. Gândește-o logic. Poți să o faci, Aldi. Păi, Kaisa... Vine da. Din Void și campioni bărbați din Void, că trebuie să fie bărbați. Da, da, asta da. Bărbați din Void, avem pe Kassadin și pe Malzahar. Ok. Deci practic se rezumă la 2. Da. Deci practic e A sau B. O să merg pe Kassadin. Kassadin, răspuns final? Da. 100%? Da. Bravo, bă, felicitări, răspuns corect, Kassadin. Doamne, mi-ai dat niște emoții, Aldi. Am avut mai multe emoții decât ai avut tu. Te-ai calificat mai departe, Doamne ajută. O să-mi vin pe Adriana, n-o s-o las. Păi o să vă vedeți în semifinală. Te pup, Bogdan, mulțumesc. Numai bine, pace în lume, ceau, Serburst. Și cam acesta a fost primul episod din League of Legends Show-ul. Știu oare întrebarea? Sau League of Legends Show? Sper că v-a plăcut și referitor la concursul menționat la început. Oferim 50 de Masterwork Chests. Ați auzit bine, 50 de cufere pot să ajungă la voi, nu toate la o persoană, evident, dar o să le împărțim frumos, frățește, la toată lumea care interacționează cu acest videoclip, în ideea în care lăsați comentarii, dați un share pe Facebook, pe Instagram la story și îmi dați tag și eu o să văd, subscribe canalului și orice altă interacțiune vă face eligibil pentru câștigarea acestor chesturi. Foarte important de menționat, sunt valabile doar pe EUNE. Ne vedem episodul următor, numai bine, serus!